când este în Anglia, un copil de 13 ani din Timișoara a devenit campion al Marii Britanii la dans sportiv. Dansul sportiv și muncește enorm pentru a-și vedea visul împlinit. Andrei Toader este tânărul român care la numai 13 ani a devenit noul campion al Marii Britanii la dans sportiv. Am văzut că ne potrivim și ne-am pus în pereche. Iubește dansul mai presus de orice. S-a antrenat mult în Timișoara și a sperat că va ajunge în competițiile care contează. Soarta i-a zâmbit și a aflat că o foarte bună dansatoare din Regatul Unit, Mia Linnik Holden, își caută partener. The Juvenile Open Championships, and then I split with my partner. So then I was looking on Facebook. Tata a văzut o postare că mie își caută partener și atunci am colaborat și am dat o probă acolo la ea în Anglia. A ieșit foarte bine. În 8 săptămâni, am început să ne antrenăm acum 8 săptămâni. În 6 iunie eu am plecat acolo. I really like dancing with Andrei because ore de antrenament, dietă strictă și multe sacrificii. Totul pentru ca în competiții să fie cei mai buni. Nu prea avem timp să ne jucăm foarte mult, deoarece avem și școală de dimineața până la prânz, dar avem și foarte multe antrenamente.